Am revenit, doamnelor și domnilor, și Mircea Dinescu, realizatorul emisiunii Poezie și Delicatețuri, este alături de noi. Bună dimineața, domnule Dinescu, bine ați venit! Astăzi o să vă recit și o strofă dintr-o poezie de-a mea de dragoste, pentru că voi vorbi despre o dramă socială care a fost în paralel cu acea dramă cumplită. Sunt două imagini care pot nelămuri un om normal. Da. Pe de o parte văd pe cineva fără mască pus la pământ de către poliție pentru că nu poartă mască, întăresc acest lucru. Pe de altă parte o avem pe Diana Șoșoacă care nu poartă mască și forțează ușa de la Comisia Juridică a Senatului unde nu este lăsată să intre și ea cheamă poliția. Despre asta voiam să vorbesc. Mie mi se pare incredibil cum se aplică legea în România. Adică un cetățean care se plimbă pe stradă, care nu socializează, nu suflă nasul nimănui, este pus la pământ de patru haidamaci, în vreme ce o doamnă intră în organul de conducere al României, da? La comisia juridică, care e foarte importantă, forțează ușa, nu-i lăsată să intre și cheamă poliția să fie ajutată. Dacă îi se puneau cătușele doamnei Șoșoacă, mie mi se părea mai normal, pentru că ea punea în pericol, încă o dată, o instituție națională, țipând cum țipă ea și poate și cu stropi, stropea toată adunarea aia, da? Și vedeam pe toți în acele mașini nefericite. Păi da, dar ori, de fiecare dată când se întâmplă, spune ideea că în România un om se plimbă pe stradă și este încătușat pentru că nu poartă o cârpă pe gură, mi se pare sinistră. Mai există și asta zic, omul duhul blândeții de care ar trebui să vorbească nu numai preoții, ci și poliția. Duhul blândeții. Să-i se atragă atenția, domnule, vă rugăm, știți că e o lege, nu știu ce, puneți-o dacă aveți în buzunar. Ce lua avea că și-o pusese. Și aici. Așa. La doamna Șoșoacă e un fenomen foarte interesant, pentru că trăim un fenomen de isterizare a politicii românești, care nu este deloc benefic. Sigur că ea reprezintă o aripă, dar nu numai aripa doamnei Șoșoacă, dacă n-a rămas și fără aripa aia. Eu am crezut că doamna Șoșoacă e o femeie inteligentă, că am un vers, am iubit urâte, dar deștepte și frumoase, fără căpătâi, n-am avut iubirea cea din tâi, n-a avut răbdare să mă aștepte. Doamna Șoșoacă, am crezut că este inteligentă, că nu se punea problema frumuseții în cazul ei. Estetica urâtului, din păcate, putem discuta și din păcate asta. Pentru ea, a dovedit că această mai proștii sunt consecvenți în a susține o prostie pe care o susține ea, știi? Ori mi se pare că această timiditate a organelor noastre, a brațului înarmat al legii, se aplică odată pe stradă și în altfel în zona politicului, ceea ce este invocă anormal. Faptul că e parlamentar și are imunitate prin prisma nu are un alt soi de imunitate, nu imunitatea de a intra cu forța într-o instituție. Aici mi se pare mie și faptul că ăștia sunt tot câcâie, mă rog, sunt este o timiditate la nivelul ăsta politic vis-a-vis de anumite personaje care este, cum să spun, jalnică pentru România. Pentru că, iertați-mă, România asta jalnică, vreau să mergem acum către Spania, pentru că din România asta jalnică pleacă foarte mulți români în afară. Și iată, numărul de români din Spania a depășit oficial 1 milion și a devenit cea mai numeroasă comunitate de români din Europa. Să spun ceva, am fost prieten cu fostul ambasador al Spaniei, era un tânăr ambasador și care mi-a spus un lucru. Zice, Mircea, fii atent ce situație trăiți voi. În Spania sunt aproape, nu erau atunci chiar 1 milion, erau câteva sute de mii de români. Toți copiii acestor români învață la școala spaniolă limba spaniolă și o învață la fel de bine cum învață și limba română. Vă dați seama ce șansă aveți ca peste 10-15 ani să se întoarcă niște tineri care știu și spaniola. Și... Dar nu cumva și aceeași comunitate care au băgat-o pe doamna Șoșoacă în Parlament? Da, bine, nu e prima dată când comunitățile și noi facem greșeli politice, pentru că ne-am drogat și cu Iliescu, și cu Băsescu, și cu Emil Constantinescu, și cu președintele Iohannis, pe care l-am văzut lăudând acele autobuze miraculoase făcute în Turcia. De ce dracu
Nu putem, dacă tot e vorba de o criză cumplită pe care o trăim, de ce nu luăm, eu știu, niște scule din lumea occidentală? Adică nu niște autobuze vopsite. Da. Ne întâlnim la Paște și discutăm acest subiect, pentru că noi acum trebuie să încheiem. Da, veniți și voi acolo? Da, ar vrea. Bine, da. Pe malul Dunării bate briza, nu există la mare. Perfect. Și pe malul râurilor nu există coronavirus. Mulțumim frumos. Mulțumim tare mult.